Bună seara, prieteni! Bună seara, prieteni! Ia uitați ce mi-a trimis Anca! Anca o rânză mică! O rânză a făcut lui David, a făcut lui Leonardo una, a făcut lui Alex una, lui Albina una și a făcut și lui o rânduță una. Da, da, mi-o leg acolo. La Popești? Da, la Popești. Când mergi la mamaie, o legi acolo. Da, ce zice mamaie când o vedea? Păi a primit și mamaia o rânză, deci ne-a adus și nouă o rânză mare și lui David da, o rânză mică. Da, o să-i leg acolo în bucătărie. Ne-a dat patroana și o rânză mare. Da, o să-i fac cadou mâine dimineață să vedem ce o să zică că o să vadă rânza. Da. Se duc la tataie, s-a zis, bă, tataie, m-a dus o rânză, uite, e prea mare, s-a zis. E prea mare rânza asta, s-a zis. Da, chiar e frumoasă. Da, e mică. Vedeți? Ce frumos e lucrată. Da, am să o pun aici, lângă mine. Da. Dar, David, ce să facem, că și eu sunt bolnav acum. Acum ai scăpat tu, suntem acum. Să facem că suntem mai de capul nostru bolnav, nu mai putem să umbrăm, nu mai nimic. Să ne treacă, bașmă, să fim buni. Așa e iarna, că e rece afară. Da. N-avem ce să facem. Ianuarie, februarie, cea mai periculos. Da. Cea mai periculos. Nu știu câți ani sunt. În ianuarie cred că a murit bărbatul meu, în ianuarie. Nu știu, e mai mult de 10 ani. Dumnezeu să-l ierte. Da, ianuarie. Cea mai luni friguroase. Da, cel mai frig serios, așa e, ianuarie. Da, ianuarie. Și la noi am înțeles că e frigul ăsta patronal, că la noi chiar n-a mai nins de ani de zile ca lumea. Și rău că n-a nins. Da. E rău că ăsta... fără zăpadă duce boalele, vin boalele. Da, da, da. Trebuie să omoare bacteriile. Da, ăsta, da. Așa duce gripe, aduce ăștia fără zăpadă. Zăpada adună toate boalele. Și era și frumos, să simțeam altfel sărbătorile când era zăpadă. Altfel, nu mai e ce era. S-a îmbolnăvit lumea, unde știa de mult că e gripă, că e COVID, că e ăștia. Eram de mult cu corturile, să știa de COVID, de ăsta, de gripă. Bea lumea la țuică, la vin cu ardei, iute, mânca în cor și nu era nimeni bolnav. Păi și eu, să știi, când eram mic îmi plăcea să stau la țară, la bunicii mei, și da. Mâncam patroană ceapă direct din grădină, toate alea le luam da. Direct și mâncam. Și eram mai sănătoasă acum decât să copii. Acum voi mari mănânc la furculiță, la farfuriuță, așa la e. Merdona, la combus, păi da, eu mereu când la Merdona, la combus, combus. La saurma. Păi da! Eu când merg la țară, lui bunica mea de la țară, îi spun să în fiecare dimineață când mă trezesc, îi spun să-mi facă de mâncare și eu îi spun să-mi facă o fierte, pentru că alea îmi plac. A, bun, o fierte. Să facem rost, să ducem și lui Leo o fierte. Păi da, trebuie să sunt de regim. De grădină. Să sun pe mamaie ta dacă mai are la țară acolo de grădini. De... Are, trebuie să strigi. Da, are de toate, are de toate, la teatru. Să te duci peste acolo mamaie, păi și meu bunicul meu, Luleu, câteva oavă de găini de acolo proaspeți. Păi, ca să păi da, dacă vrei, îți aduc și de curcă. Da. Nu asta de curcă, nu de curcă. Îi aduci o curcă întreagă, nu de curcă. O curcă întreagă, întreagă dacă vrei. Nu, l-ai tăiat pe dinți. L-a tăiat? Păi, păi, ca șef din dinți, în jumel, tata bol. Nu, dinți a fost primul porc, Johnny al doilea. Da, prieteni, o să vă punem și filmările, că tot mi-a amintit patrona de jumeri, vă punem prieteni, și filmările acelea. Prieteni, am văzut vlogul în care l-a tăiat pe ghiță pe canalul lui Alex, deci mulți m-ați zis ce s-a întâmplat cu canalul lui Alex? Mai face vlogul, face la noi. Dar o să facă la noi, o să apară la noi. Da. Să vorbim cu oameni, să le dăm bună seara, prieteni și sănătate multă care ne urmăriți. Da, prieteni. După cum spuneam, prieteni, vă leg aici și filmările cu pregătirile care s-au făcut pentru Crăciun, cu ce ne-au trimis părinții mei. Știți că noi am fost foarte supărați și n-am avut timp foarte mult de pregătiri și de toate cele. Ne-a ajutat mama să fie cât de cât acolo o tradiție făcută. Și vă leg aici să vedeți și voi. Zilele astea m-am simțit un pic rău și n-am mai avut timp de filmări. Am citit toate comentariile voastre, am văzut și comentariile legate de soacra mea. Mi-ați spus că
de ce nu o băgăm noi în seamă, de ce a plecat, faptului că copiii erau singuri acasă, deci nu s-a certat cu niciunul dintre noi, în afară de Olga, că știți cum e Olga, Olga se certă cu toată lumea. Și eu, na, i-am ținut mereu apărat la soacrei mele, dar acum n-avem ce să facem. Astea sunt situațiile, am avut lucrurile astea importante aici de făcut și n-am avut foarte mult timp să dezbatem subiectele pe YouTube. Dar zilele acestea revenim și noi cu filmări, cu mai multe chestii, vă punem și pe voi la curent. Salutare, okay. Prieteni! Asta e să mă gândesc care îmi place. Care? Ia uita și ne-a pregătit mama. Cine mi-a furat banana? Morcovul. Ia uitați, prieteni, cine a pregătit mama. M-a trimis patroana după salată. A ia uitați-ne aici și pe Moș Crăciun. A zis că vrea să guste salata. Suntem aici cu Alexandru, că tot mă întrebați de el, prieteni. Ia uitați ce salată a făcut mama. Asta e un morcov și ăsta e un moș. Să-mi lăsați comentarii care vă place mai mult. Ia zi, David. Prieteni, dacă... Nu l-ați mai văzut pe Alex de mult, știu că vă e dor de el, că nu l-ați mai văzut pe YouTube. Alexandru, dă-le un mesaj la prieteni. Crăciun fericit, vă pup. Deci, prieteni, da, sărbători fericite, sărbători fericite la toată lumea și numai sănătate și bucurie să fie în casa la toți. Atât că e cea mai importantă. Multă sănătate și fericire și la mulți ani. Da, prieteni, noi am venit aici la mama să vă arăt salatele. A venit și moșul, prieteni, la David. Prieteni, vreți să vă arăt ce mi-a adus moșul? Hai că vă arăt. Păi nu, deschidem cadourile cu prietenii tăi când ajungem acasă să le despachetez frumos, da, și să le arăt spărând. Că a venit moșul aici la mama, la tata și i-a lăsat lui David cadouri. Dar revenim mai târziu și vă arătăm tot. Salutare, prieteni! Salutare, prieteni! Bine ați revenit pe canalul David de la Strehaia. Prieteni, cum v-am mai spus și azi, suntem zăpăciți, scăpiați, supărați. Dar avem mare încredere în Dumnezeu că nu ne lasă și ne ajută și ne ajută mereu și mulțumim pentru tot lui Dumnezeu, lui Iisus și la toți sfinții. Să vă dea și vouă sănătate, Crăciun fericit la toată lumea și numai bine vă dorim, prieteni. Suntem și noi acum puțin la apartament aici, că a venit mama Mihaelei, tatălei și ne-au adus niște mâncare. Preparate de asta de Crăciun, că prieteni. Știți că na, e Crăciun și noi n-am apucat să facem nimic, că datorită problemelor pe care le avem. Și ne-au adus și noi ceva și am zis, azi Mihaela și eu o să și filmăm cu ocazia asta pentru voi. Acum oricât de supărați am fi, trebuie să rămânem pozitivi și să avem încredere în Dumnezeu. Da, prieteni, știți că suntem în niște situații dificile, când nu e... acasă nici Leo, nu e nici ursul, nu-ți mai vine să petreci cum petreceai altă dată. Dar e bine pentru copil, că e și copilul în casă cu noi, e David, trebuia să fie mâncare și pentru el, cum uite. Și ceilalți copii de la Strehaia, chiar dacă simt lipsa lor acolo în casă, trebuie să mănânce, că sunt copii și nu trebuie să simtă toate grijile. Eu mămica ta. Ia să vedem. Jumeti. Jumeti. De că tu nu mănânci jumeti. Păi nu, dar mănânci tu, mă bucur pentru tine. Dar nu, mănânci și tu acum. Păi nu, eu știi ce vreau să mănânc, pentru că mie asta îmi place. Cârnați, salată bro, cum zice patroana, sarmale. Păi, cald, îmi simt fața caldă, e cald? Am trecut de la frig la cald, că acolo e foarte frig. Nu. Și de-aia. Ia uite și i-au luat lui David, i-au luat o vulpe. O, sărmăluțe! Sărmăluțe. Sunt băgate aici în caserole, Miha, uite, ești tot sărmăluțe. Uite, cu carnea fumată deasupra. Tot sărmăluțe, că ne-am pus multe. Toate aici ce sunt? Cârnați. Cârnați aici? Mamă, da, de ăștia vreau să mănânc. Aici carne, gen pomana porcului. Da, pomana porcului. Și aici ce este? Tobă, cartaboș. Tobă, cartaboș, cartaboș, cum zice patroana. Da, lebăr. Cartaboș. Prieteni, ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Mai și tu pe aici o piesă de rezistență. Dumnezeu e mare și ne dă putere. Asta e situația, știți că na, noi mereu când na, a fost ceva, avem mereu încredere în Dumnezeu și mulțumim pentru tot. Dumnezeu e mare și ne salvează din orice situație, prieteni. Știți și voi, mulți am trecut prin greutăți, dar când e Dumnezeu și simți pe Dumnezeu lângă tine, toate sunt bune. Asta arată-le. Da, v-am mai arătat așa ca e să prieteni. E salată bro. Salată bro. Aici am cadou eu, am primit
o sticluță și haine, ce stai să iei arată aici? Da, sunt haine, că am primit toți haine. Am primit și eu și patroana și David. Ne-au adus așa cât un mic cadou, prieteni, să ne treacă de supărare. Că știți cum e. E perioada asta a sărbătorilor, dacă noi nu simțim sărbătorile pentru că ei nu sunt acasă, măcar așa un mic gest. Că nu putem să sărbătorim să astea, știți și voi situația care este. Dar, cum v-am mai spus, încercăm să trecem și noi peste, să gândim peste pozitiv. Prieteni, o să fie bine. Da, prieteni, ne-au mai adus și foarte multe dulciuri, le avem aici. Și șampanie Robi Bubble. Și multe alte care nu le-am desfăcut încă. Prieteni, dar, iată, acesta e cel mai tare. Da, e un moș cu bomboane. Prieteni, noi, noi o să ne punem să mâncăm. Și o să mai revenim noi după aia, că acum nu avem starea necesară să filmăm, să mâncăm, să nu știu. Mâncăm și noi puțin că n-am mâncat nimic, mi-e și rău și... Na. Suntem și agitați. Ce să mai zic? Și ne vedem oricum mai târziu. O să vă... Crăciun fericit încă o dată la toată lumea, sănătate, fericire și tot ce vă doriți voi. Vă da. Mulțumim din suflet că sunteți alături de noi, prieteni, și vreau să vă să menționez aici în vlogul Mihaelei. Că la mine n-am apucat, că spune lumea legat de comentarii că am acuzat pe ăla pe ăla, că lumea doar a confirmat. Nu contează, eu nu m-am supărat că nu știu ce. Eu am zis că dacă noi nu am vrut să comentăm un subiect, nu are rost să-l deschidă altcineva sau să-l confirme altcineva. Și mai ales că poate nu e așa ce confirmă ei, înțelegeți? Eu asta am vrut să spun. Pe asta vă dați seama, noi momentan am vrut să stăm așa în liniște.